Probleme mari în mijlocul capitalei, bălți, munți de zăpadă, nervi și, bineînțeles, aglomerație. De asta au parte toți cei care au curajul să se urce la volanul mașinii, cu toate că Bucureștiul nu se află sub nicio avertizare de vreme rea. E greu să găsești un loc de parcare să vă lăsați copiii la școală? Foarte greu. Dacă vă uitați vis-a-vis, trotuarele nu sunt curățate. Asta este, am făcut mai bine de 45 de minute pe un traseu pe care, în mod normal, facem un sfert de oră. Școlile sunt punctul cel mai fierbinte de pe harta capitalei în orice dimineață. Mii de părinți încearcă să-și ducă micuții la școală, însă totul se transformă într-o aventură demnă de epoca de gheață. Probleme cu mormanele de zăpadă care rămân pe stradă. Nu așa greu cum a fost zilele trecute, dar destul de greu. După cum vedeți, n-am găsit un loc de parcare. Încerc să-mi las copiii cât mai aproape de școală. Alții au renunțat să mai încerce să treacă prin traficul infernal, așa că au ales să meargă pe jos. Mergem pe jos, plecăm mai devreme și... E mai sigur asta? E? Da. Cam da. Cât credeți că v-ar fi luat să găsiți un loc de parcare aici? A, aici, nu știu, am venit de acasă 25 de minute. De la Maica Domnului, aproximativ. Am înțeles. Dar dacă ați fi venit cu mașina, cam cât credeți că v-ar fi luat să găsiți un loc de parcare? Păi nu găseam. Deci nu găseam. Asta e ideea.